Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați că o persoană necunoscută a sustras mai multe laptopuri din incinta unei unități de învățământ din Timișoara. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, iar în apropierea străzii Ghirlandei din Timișoara a fost depistat un bărbat în vârstă de 38 de ani din Bocșa, județul Caraș-Severin, asupra sa fiind găsite 11 laptopuri. Bărbatul a fost condus la sediul Secției 2 în vederea audierii, iar în urma administrării probatoriului a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta, fiind reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Cele 11 laptopuri în valoare de 36.500 de lei au fost restituite unității școlare. Bărbatul a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea acestuia pentru 30 de zile.